Mă bucur tare mult că în seara asta lansăm o carte mare a culturii lumii și o lansăm în prezența noi doi, Vlad Russo și cu mine. Vlad Russo în calitate de traducător, eu în calitate de admirator al lui. Și am să încep, scuză-mă Vlad, e greu, știu, să-ți se facă un portret în prezența ta. Poți să închid. Bine. Poți să închid onorul. Da, cel mai bine așa ar fi ca să mă simt și eu bine și tu bine. Vlad Russo, după mintea mea, face parte dintre, cum să spun, mari modești ai culturii noastre, provocați la a nu străluci în public din bun gust și din spirit de opoziție la caracterul gălăgios și la fanfaronada vremii noastre. Într-un peisaj cultural al exhibării publice, al vanităților care sufocă impudic Facebook-ul, iată-mă, eu bându-mi cafeaua, eu cu cățelul în brațe, eu cu pisica în brațe, eu cu pletele în vânt, eu îmbrățișând copaci. În acest peisaj, cum spuneam, al unui exhibiționism discutabil în raport cu opera culturală, pur și simplu, cred că Vlad Russo practică reactiv, aș spune, orgoliu retragerii în umbră. Îl bănuiesc pe Vlad Russo că e perfect conștient de ceea ce știe și poate și că își alege isprăvile culturale după capacitatea pe care o au acestea de a trece prin timp pe versantul stabilității lor. Acesta e și cazul eseurilor lui Montaigne, despre care vom vorbi astăzi seară cu entuziasm, cel puțin în ce mă privește. Ce a făcut Vlad Russo? Cred că i-am spus-o deja, te-am sunat, cred că imediat după ce am avut cartea în mână, cred că este un dar, scuzați-mi banalitatea, dar așa cred, este un cadou făcut culturii române. Un cadou făcut tuturor vorbitorilor îndrăgostiți de carte din România. Marii dăruitori pe linia asta au fost toți intelectualii care ne-au pus la dispoziție, în limbi la care nu aveam neapărat acces cu toții, ale marilor opere ale omenirii. Slușanski traducând Iliada ne-a făcut un dar. Gheorghe Guțu traducând Seneca, scrisor către Luciliu. Eta Boeriu traducând Dante. Sorin Mărculescu traducând Cervantes. Blaga și Doinaș traducând Faust. Levitsky, Dan Duțescu, Ion Vinea traducând Shakespeare. Mircea Ivănescu traducând Muzil, omul fără însușiri. Vlad Russo cu Vlad Geografii traducând teatrul integral al lui Ionesco. Vlad Russo cu Emanuel Marcu traducând integral Cioran. Toate astea sunt cadouri, pentru că aceste mari opere, evident că n-am putut să-i menționez pe toți, dar pe toți pe care i-am numit pe următorul criteriu, nu numai că au tradus mari opere ale Occidentului, ale spiritualității europene mari, ci au făcut-o într-o limbă care rămâne de neuitat. În clipa în care am citit de la cap la coadă primul volum din cele trei proiectate ale eseurilor lui Montaigne, ceea ce m-a uimit a fost splendoarea traducerii, cadența pe care o are traducerea lui Vlad Russo, gustul, bunul gust care o caracterizează, fluența și toate astea. Bun. Acum simt nevoia și cu asta închei să
fac un mic portret al parcursului tău instituțional, Vlad. Facultatea de Sociologie, dacă nu mă înșel, între anii 1969-70 și 1973, un popas relativ scurt la secolul 20, celor care nu l-au apucat trebuie să știe că secolul 20 a fost o școală de snobism cultural ctitorită de cel mai snob intelectual din anii comunismului, Dan Hăulică. Apoi, Institutul de Igienă a fost marele popas profesional al vieții tale înainte de 90, 17 ani, din 73 până 90, iar din 90 până astăzi, 30 de ani, iată, pe care Humanitas o i-a împlinit astăzi, unul dintre redactorii seniori, unul dintre editorii de mare format de la Humanitas, Vlad Russo s-a alăturat echipei Humanitas din clipa formării ei în 1990, alături de alți câțiva mari seniori, Oana Bârna, Vlad Zografi, Mona Antohi, mă refer mai ales la cei care au intrat în echipă aproape de la început. Isprăvile culturale le-am înșirat, cred, în clipa în care am pomenit despre aceste două mari fapte de traducător. Teatru integral al lui Ionescu împreună cu Vlad Zografi și Cioran, fiecare alegându-și partea lui din operă, cu Emanuel Marcu. Țin minte, dacă nu mă înșel, că ai ținut o cronică a ideilor, că ai participat, adică, la celebra rubrică Cronica ideilor din Viața Românească, timp de aproape 13 ani, în orice caz până prin anii 95. Alături de Smaranda, profesoara Smaranda Elian, ai dirijat colecția Biblioteca Italiană la editura Humanitas, cu peste 50 de apariții de titluri, din 1997 până la zi. Ăsta este portretul pe care ți l-am făcut într-un motiv simplu. Cei care ne ascultă trebuie să știe ce format are cel care a făcut, a început fapta asta, pe care eu o socotesc măreață și o să vedem în curând de ce, și cu asta începem. Și am să-ți dau cuvântul, fapta măreață de a intra în mia de pagini a eseurilor lui Montaigne, proiectată în trei volume, cartea întâi, a doua și a treia. Astăzi noi discutăm despre primul volum apărut, pe care cred că l-avem pe ecran, cu o splendidă copertă. De unde e, Vlad? Este dintr-o tapiserie din Renaștere, din epocă. Da. Detaliul dintre tapiserie. Te rog, dacă nu fac o indiscreție, în clipa în care a apărut, era să apară volumul pe cale de a apărea și am primit coperta, am văzut că numele tău, ca traducător, nu este menționat de desubt. Și mi s-a spus că ai refuzat. Ți-am dat un telefon, am întrebat de ce nu mă lași, nu ne lași, nu lași editura, deși nu autorul stabilește asta, dar tu fiind în echipă, am făcut excepție. De ce nu ne lași să punem numele traducătorului pe copertă? Și mi-ai răspuns atunci ceva. Și cu asta te rog să intrăm în ceea ce aș numi unde ne aflăm cu Montaigne în peisajul autohton, cultural, românesc, unde ne aflăm cu opera lui Montaigne. Deci de ce ai refuzat și ce răspuns interesant mi-ai dat atunci? Întâi vreau să-ți mulțumesc pentru prezentare și să-ți mulțumesc că nu a trebuit să întrerup, să o întrerup, că a fost da, totuși măsurată, nu măsurată. Deci n-am spus tot ce trebuia să spun la nivel. Nu, tocmai, adică cât trebuia spus, poate eu mai n-aș fi spus atâta, dar în fine. Așa. În doilea rând, ca să răspund la întrebarea ta, adică să spun de ce n-am vrut să fie,
În primul rând, nu cred că numele traducătorului trebuie să figureze pe copertă. Nu știu dacă este, se mai face, dar rar. Iartă-mă, când e vorba de mari cărți, da, se obișnuiește. Da. Al doilea argument era că, deși spui că eu în secret sunt foarte sigur pe ce am făcut și știu foarte bine ce pot să fac, în orice caz, în raport cu acest proiect, ca să zic așa, că la vremea aia, nefiind apărut, era încă primul volum, era totuși încă un proiect, nefiind foarte sigur pe el, mi se părea un pic caragios ca numele meu să figureze acolo, după care să urmeze o canonadă împotriva traducerii mele, cum și acum poate să vină artilerie dintr-o parte sau alta, și să-l compromită pe Moateni, nu pe mine, că eu nu sunt, ca să zic așa, posteritatea mea e indiferentă, dar a lui nu. Și compromitea cartea până la urmă. Da. Așa că și ți-am și spus atunci, dacă o să vedem că traducerea va fi acceptată de oameni, poate într-o reeditare n-o să refuz dacă editura vrea morțiș așa ceva, eu nefiind pentru. Da, în fine. Da. Vlad, în cazul în care acest prim volum, măcar poate după discuția noastră, o să convingem pe cei care ne ascultă și pe cei care ne vor asculta, poate auzind ce vorbim astăzi, transmisându-se ceea ce vorbim astăzi. Dacă volumul va avea un succes pe măsura pe care îl merită, și eu sunt convins că cele 3.000 de exemplare pe care le-am scos vor depăși 10.000 în câteva luni de zile. Așa cum s-a întâmplat și cu Marc Aureliu, care a ajuns la peste 15.000 de exemplare. Atunci ai să accepți, nu? Până una alta, va avea loc atunci o altă negociere, rugămintea mea este să începem de aici. Unde se înscrie traducerea ta? Eu zic să punem traducătorul românesc actual. Eu zic să punem traducătorul deasupra autorului. Că la urma urmei, autorul în franceză tot nu poate fi citit, după cum bine știi, nici măcar de francez. Hai să-l punem sus. Vlad, spune-mi, te rog, da, ce a fost cu cartea asta înainte de a te apuca tu de ea? A mai apărut în română? E o premieră absolută? Ce destin a avut Montaigne în istoria culturii române până acum? O traducere integrală Montaigne a apărut în perioada de tristă amintire, dar de bogate realizări în traducere, cum bine știi, din anii 60-70, de fapt, și a apărut traducerea integrală făcută de Mariela Seulescu în două volume, în 1966, primul volum, și al doilea în 1971. Deci se împlinesc 50 de ani. Se împlinesc 50 de ani. Ăsta este unul din motivele, ca să spunem așa, canonice, pentru care mari autori e bine să fie retraduși, pentru că, pe de o parte, limba noastră a beneficiat de îmbunătățiri de multe traduceri eseistice. Pe de altă parte, perspectiva asupra lui Montaigne însuși s-a schimbat în tot acest timp. Și atunci e bine întotdeauna să existe o aducere la zi, dacă se poate. Pe de altă parte, am avut totdeauna ca un soi de frustrare când a trebuit să mă uit de voie sau de nevoie, fiind redactor, mai căutam citate în traducerea lui Montaigne și era ceva scârțâia. Nu-mi dădeam seama ce, pentru că acces la original n-am. După o primă încercare naivă pe la 30 ceva de ani, am jurat că nu mai pun mâna pe el.
pentru că aveam senzația că citesc o limbă, eu știind destul de bine franceză, aveam senzația că citesc o limbă străină, nu avea nicio legătură cu franceza, așa cum o vedeam eu, fără să știu. Și... Iartă-mă, dar ar trebui să le spunem celor care ne ascultă, e vorba de franceza secolului XVI. Da, e vorba de franceză. Această franceză le sună, nici, ai spus ceva foarte interesant în nota asupra ediției pe care ai făcut-o. Ai spus că francezii au început să-l tipărească pe Montaigne în ultimele decenii, traducându-l pe Montaigne din franceză în franceză. Da. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Montaigne, în primul rând, ortografia este absolut dementă. Asta pentru un francez e o problemă mai mică, pentru că până la urmă își recunoaște o formă mai veche a unui cuvânt. Asta e o problemă pentru noi, într-adevăr, ortografia franceză fiind reputată ca complicată. În al doilea rând însă, o serie de cuvinte și deloc puține aveau atunci alt sens decât cel pe care l-au astăzi, în sensul comun de astăzi. De-aia dicționarele dau sensuri vechi pe care le poți întâlni într-un text. Și în al treilea rând, și nici asta nu e mică dificultatea, sunt multe cuvinte care sună firesc, dar care de fapt Montaigne le folosește într-un sens latinesc total pierdut de limba franceză astăzi. Și atunci te mai duci și la dicționarul latin și vezi cam ce putea să însemne dacă nu-ți dă nicio... Și câteodată chiar asta e. Ca să zic așa, sunt latinisme. O să vorbim despre asta. El știa latină atât de bine că, în fine, a învățat-o ca pe o limbă maternă. O să vorbim despre asta. Și... Da, te întrerup cu următoarea da. Observație. Mariela Seulescu, raportându-se la vechimea acestei, la acest stadiu al limbii franceze, a încercat să găsească un echivalent al limbii române la nivelul stadiului limbii lui Montaigne. E adevărat. Sigur că da, ne-a pus în fața dificultății pe care o avem, nu știu dacă e corectă analogia, ca și cum am citit în limba cronicarilor. Exact, da, ți-a și spus. Da. Și atunci, vechea ea a apăsat foarte tare pe această vechime a limbii lui Montaigne. Problema pe care mi-am pus-o tot timpul cât am tradus a fost că această carte a fost citită cu plăcere la vremea ei. Deci aceste anomalii, ca să spunem așa, resimțite astăzi, nu erau pe atunci anomalii. Dar atunci nici astăzi nu trebuie să sune anomalo. Da, nu trebuie să sune strâmb, ca să zic așa. Îți spuneam mai de mult, sunt nenumărați cititori din epocă ale căror note, ediția Gallimard după care m-am luat cu textul, ale căror note sunt trecute. Sunt foarte mulți cititori care citeau Montaigne și l-ad notau. Deci dacă se citea, înseamnă că se citea și cu plăcere, că oamenii de pe vremea aia nu făceau studii. Nu erau obligați, nu dădeau doctorate. Oamenii aia citeau de plăcere. Înseamnă că o și citeau cu plăcere și probabil că așa s-a întâmplat și așa mi-am gândit că și noi ar trebui să o citim cu plăcere. Și recunosc că traducerea Marielei Seulescu, care are soluții foarte bune pe alocuri, foarte bune, să nu ne dăm acum să dăm cu piciorul. Dar se face din cauza asta, din cauza că ea caută un limbaj vechi, cât mai vechi, mereu vechi, și nu totul se pretează la vechim din astea, mai ales că limba cronicărească era total lipsită de anumite concepte pe care totuși Montaigne le folosește. Concepte, vreau să spun, termeni care erau intrați în filozofia vremii. Și atunci, da, am zis că poate că merită, așa cu frică, cu inima cât un purice, ca zic așa, că merită să încerc să o traduc. Da. Altfel spus, te-ai gândit că trebuie să
pui la îndemâna noastră o variantă pe care să o citim fără hâcuri, fără să avem senzația că la tot pasul trebuie să căutăm sensuri ale cuvintului, cuvântului românesc, echivalentului românesc și mai departe. Da, mai e o problemă. Această fluență formidabilă pe care ai obținut-o. Da, mai e o problemă. Da, aici se poate reproșa că nu e o lipsă de modestie de ce spun eu acum, că e mai fluentă decât originalul. În sensul că originalul sunt locuri unde te împiedici. Dar ne împiedicăm noi, se împiedică francezii înșiși, pentru că limba era veche. Dar asta nu înseamnă ca și cititorul de azi să se împiedice, pentru că cititorul de atunci, după cum spun, cred că nu se împiedica, întrucât era limba care se vorbea atunci. Ok. Am reușit să stabilim că avem în clipa de față acces la un monten digerabil. Da. Acum, de ce este atât de mare monteni în istoria spiritualității europene? Dacă vom reuși în cele 40 de minute pe care le mai avem să convingem lumea că ne aflăm în fața un faimos istoric al filozofiei francez, Léon Braunschweig, a numit-o cea mai originală carte scrisă vreodată pe lume. Dacă vom reuși să convingem lumea că este păcat să ieși din viață fără să fi deschis această carte, atunci întâlnirea noastră cred că a meritat să fie făcută. Și atunci îți propun să intrăm deja în peisajul montenii. Ne mutăm în peisajul originar montenii. Dar ca să o facem și să-ți dau din nou cuvântul ca să ne explici cum a reușit să apară pe lume o carte care nu are nici precedență, nici urmași, o să îți cer voie să fac un mic tablou al istoriei filozofiei în care să-l putem încadra pe Montaigne. Atunci când lumea aude cuvântul filozofie, își reprezintă în mod spontan ceva extrem de acru, ceva extrem de cromatic vorbind gri, ceva prețios și pretențios, de o dificultate maximă, care nu se știe până la urmă de ce și-a păstrat respectabilitatea din moment ce este atât de dificil de înțeles. Și până la urmă, explicația ar fi că oamenii se înclină în fața limbajului obscur, confundând obscuritatea cu profunzimea. Lucru care în cazul filozofiei nu este valabil decât în foarte puține cazuri. În majoritatea cazurilor, această linie greoaie, absconsă și neplăcută a filozofiei nu reprezintă, din fericire, regula. Și până la urmă, pledoaria mea cel puțin, aș vrea să fie a noastră pentru Montaigne, este că Montaigne a fost conștient că vine cu o carte care îi face pe oameni să înțeleagă filozofia ca pe o sărbătoare. Ca pe o sărbătoare, nu ca pe o vale tristă în care oamenii își drumică creierii ca să înțeleagă ce e acolo. Montaigne scrie, știi tu mai bine în care dintre capitole, că este filozofia trebuie să fie făcută să strânească veselie, bucurie, să fie zglobie de-a dreptul, cred că ăsta e cuvântul, zburdalnică mi se pare că spune. Ei bine, există două linii mari în istoria filozofiei. Cea speculativ-jargonară, academică, de concept, care începe nu cu primii filozofi greci, nu cu presocraticii neapărat, ci cu marele Aristotel. Aristotel a fost un tip din care în clipa de față a marcat peste 1000 de ani de gândire a Occidentului. Trebuie să îl iertăm pentru cărțile lui care și-au pierdut complet actualitatea în măsura în care filozofia atunci era obligată să țină locul științei.
nenorociții de filozofi erau puși să răspundă la întrebarea din ce e format universul, ce este ființa, care este primul motor al lumii, care e originea universului. Întrebări la care mintea umană nu avea atunci, în absența cercetării științifice, a instrumentarului, a experimentalismului, a laboratorului, nu avea cum să explice care e originea speciilor și așa mai departe. Nu avea cum să explice aceste lucruri. Și atunci a trebuit ca un personaj ca Aristotel să-și creeze un instrumentar, o panoplie, căci un armament până la urmă, filozofic, conceptual, care să înstrăineze lumea de accesul la acest tip de limbaj. Filozofia s-a născut odată cu el, prin conceptualizări succesive în propria lui operă, ca ceva antipatic. Trecând în filozofia scolastică, a ocupat scena spiritului european încă 1000 de ani. Pe vremea lui Montaigne, în secolul XVI, Aristotel trecea încă drept măsura absolută a cunoașterii și a științei. Ei bine, această obscurizare a limbajului filozofiei a mai avut o strălucire, dacă pot să spun asta, obscuritatea filozofiei a mai explodat încă o dată după Kant, în clipa în care a apărut ce se numește idealismul clasic german. Fichte, Schelling și cu Hegel, în primul rând, capul răutăților, au făcut din filozofie ceva cu adevărat irizibil. Au hrănit totodată profesiunea de profesor de filozofie, pentru că nu te apuci, este mult mai impresionant pentru tineri să intre pe băncile unei facultăți în care dascălii prețioși parcă le deschid cutiile misterioase ale gândirii sub forma unui limbaj care în principiu presupune că nici autorii lor nu l-au înțeles. Rămâne faimoasă vorba lui Hegel, după ce a scris Fenomenologia Spiritului, pe care, cu excepția câtorva oameni pe lume astăzi, nu mai citește nimeni, pentru că nu o poate înțelege, a spus, în afară de mine și de Dumnezeu, nimeni nu poate înțelege această carte. Îți dai seama, Vlad, dragă, dacă se ajunge la această mândrie de a practica filozofia, că vii cu ceva care dă senzația de profunzime, dar este o încurcătură de fire electronice ale creierului, atunci filozofia este condamnată. Da, aici vrea, s-a mai petrecut o dată. Cel puțin pentru Hegel, cred, este vorba și de, sigur, voința de a edifica un sistem, dar este vorba și de, nu spun eu de fapt, spune Thomas Mann, este vorba și de o atitudine estetică. De a face din filozofie un lucru frumos, un lucru închegat, un lucru rotund. Și asta Hegel reușește, cu prețul de multe ori al trădării și așa mai departe, și în orice caz cu prețul înstrăinării de cititor, asta e limpede. Păi atunci care e frumusețea? Dacă citești știința logică... Păi e frumusețea pentru sine, e pentru sine. În sfârșit. Da. Oroarea absolută a fost atinsă în anii 60-70 în spațiul francez, culturii franceze, cu structuraliștii, telcheliștii, cu intertextualismul, cu psihanaliza filozofică, cu deconstructivismul lui Derrida, cu fenomenologii francezi. Au mers până la un nivel al snobismului ininteligibilității, la o prețiozitate absolut repugnantă. Nu asta a fost linia filozofiei care face măreția ei. Nu asta a fost. Cealaltă linie, cea sapiențial-moralistă, care vorbește în limba tuturor în continuare și care ajută pe oameni să trăiască și să moară, căci asta a fost, de fapt, până la urmă, scopul filozofiei pe lume, să trăiască frumos, să moară frumos. E o vorbă teribilă a lui Hegel în Fenomenologia Spiritului, din care am ciugulit și eu cândva câte ceva, care este incredibilă. Nu știu ce vrea să spună, dar ea, la fața cuvintelor, spune moartea, dacă vrem să numim astfel această irealitate,
Da. Da. Bănuiesc ce vrea să spună, dar n-are importanță, da. Altfel spus, a apărut o linie care începe cu Platon, în care gândirea, meditația este cufundată în splendoarea spațiului literar, în genialitatea operei literare, cu filozofii post-socratici, Epicur, până au venit splendidul Epictet, nu? Manualul lui care are 30-40 de pagini și care este o bijuterie a filozofiei și se citește și astăzi cu ca operă inspirațională sau cum se numesc azi chestiile astea pe care le citesc personajele din multinaționale, am înțeles. Stoicii romani, Seneca, Marc Aureliu, Montaigne, Pascal, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Cioran, toți ăștia au făcut din filozofie filozofia caldă, filozofia care efectiv face parte din marile bucurii ale omenirii. Ei bine, Montaigne se așează aici. Și am să te rog acum să încercăm să vedem în ce măsură personajul care a fost el a reușit, aș spune, a reușit pe linia excepționalismului, adică a unei opere care nu are pereche. Se înscrie în această tradiție, dar în același timp este un unicat. Care e formarea? Cum s-a format Montaigne ca să ajungă să producă așa ceva, Vladi? În primul rând, vreau să spun aici cum s-a format. Montaigne nu este un autodidact. El a urmat cursurile colegiului din Guyenne, a urmat Universitatea la Toulouse, a audiat cursuri la Universitatea din Paris. Iartă-mă, a urmat întâi limba latină, de la 5 ani. De la 5 ani. El a avut drept preceptori acasă, un tatăl lui i-a... Păi ideea că cel mai mult timp pierdem învățând latina, la vremea aia, da, era obligatoriu, și că nu mai avem timp pentru altceva, l-a învățat pe Montaigne latina ca pe o limbă maternă. El nu știa franceza, dar vorbea latină ca un nativ, având un preceptor german care habar n-avea franceză și vorbea numai în latină. În așa fel încât toată casa a început să bălmăjească pe latinește, ba chiar și satele din prejur s-au găsit, spune Montaigne, s-au găsit nume de utilaje agricole și mai știu eu, care erau latinești, deși în Gascona, care se vorbea acolo, nu așa sunau. Dar se adoptaseră cele latinești. Deci, Montaigne a învățat latina ca pe o limbă maternă. În așa măsură încât atunci când a ajuns la colegiu, lui trebuia să-i se dea textele în latină strict, nu să traducă din latină în franceză, din franceză în latină. Trebuia să-i se dea texte în latină stricate, pentru că el nu știa franceză, ca să le pună cum trebuie. El nu știa franceză. Spune, nu știam franceza mai mult decât știu araba. Chiar așa spune. Și ce urmare a avut asta pentru opera lui? Asta a avut el a fost un elev destul de rebel, ca să zic așa, și tatăl lui a spus profesorilor să nu-l chinuie foarte tare. Și a avut noroc, spune el, de un profesor la colegiul din Guyenne și Port, foarte înțelegător, care nu i-a interzis să citească, pentru că era avid de lectură, în latină, bineînțeles, pentru că și-a dat seama că o va face și mai abitir dacă îi interzice, l-a lăsat și Montaigne a citit Ovidiu, Terențiu, a citit literatură latină în original. Bănuiesc că elevii la vremea aia cam fugeau de chestia asta, cum fug și astăzi, sau ar fugi și astăzi dacă s-ar mai face latină. Vlad, am putea spune că s-a hrănit grație latinii cu cea mai bună hrană imaginabilă a spiritului în acel moment și astăzi. Absolut. Deci dacă noi am avea drept hrană spirituală toată literatura
greco-latină, am avea un nivel de gândire și de cultură pe care omenirea în clipa de față nu-l mai are. Deci urmarea pentru Montaigne, după mintea mea, a fost că citind integral poezia, proza, dramaturgia și istoriografia latină, de asemenea și greci, a avut acces la culmile gândirii libere și mari a omenirii. Deci s-a hrănit cu tot ce dăduse mai bun mintea umană. Asta e explicația. Nu s-a apucat să spune la un moment dat, eu nu mi-am frecat coartele cu Aristotel. El a fost obligat, el și-a făcut temele, ca să spun așa. Dar și-a făcut temele printre lecturi și nu lecturile printre teme. Da. Adică asta este. El, da. Asta a fost ce a plăcut să facă și el spune că face orice și ține la tăvăleală dacă îi place ce face. Deci opera eseurile lui Montaigne trimit la citate din clasicii greco-latini în permanență. În permanență. Fără să deranjeze deloc. Sunt referința cea mai frecventă. Iar eroii lui, pe care când spune eu nu mă pot asemăna cu marile mele modele, sunt Seneca, Cicero, Plutarh și alții, mă rog. Dar da. Ce autor contemporan știa? Aici, surprinzător, știa și foarte mulți autori contemporani. Asta, cred eu, face parte și adică se leagă și de extraordinar de intensul și nebănuit de intensul comerț intelectual care avea loc în zorii umanismului, da? Imediat în Renaștere și imediat după ea. O să vă citesc câteva nume pe care le pomenește. Deci, dintre moderni, deci, dintre francezi, poeții Pleiadei, Ronsard și Joachim du Bellay, mereu. Pomeniți și citați. Clément Marot, Rabelais, despre care spune expressis verbis că îl citește cu mare plăcere. De ce nu îl invocă niciodată, nu îl citează pe Villon? Aici e adevărat. Cu Villon, cel puțin la indicele de nume, nu e. Bănuiesc că e bine făcut indicele de nume, dar cred că nici nu ar fi putut. Villon este din altă, cum se cheamă aia, din altă echipă. E din altă echipă. Deci, no, și Rabelais e din altă echipă. Nu, Rabelais Villon era un golan. Rabelais nu. Era medic, își dedica opera Francis I, Marguerite de Valois, adică Villon are o forță care lui Montaigne îi lipsea, să fim serioși. Adică Montaigne rămâne un gentilom, ceea ce pune un pic surdină pe combustia internă, deși există la el, evident. Acum, dar el citează de multe ori și câteodată cu comentarii extraordinare din autorii italieni, Dante, evident, Ariosto, Aretino, care îi face un portret nu prea flatant, Francesco Guicciardini, istoric și autor de memorii, Machiavelli, bineînțeles, Tasso, pe care l-a vizitat în azilul de nebuni unde era internat când a fost în Italia. Deci, trebuie să știți, jurnalul de călătorie al acestei călătorii în Italia este scris pe jumătate de Montaigne și pe jumătate scris în italiană de el. Deci el vorbea limba asta. Bun, nu era probabil foarte greu pentru el. Mai pomenește despre Erasmus din Rotterdam. Există un spirit foarte afin cu el. Pomenește un intelectual olandez, autor de crestomații de texte, Justus Lipsius, care l-a numit de altfel un Tales francez. Este un intelectual care a și corespondat. Și cu asta închei, apar și nume neașteptate.
îl pomenește pe, apar și nume neașteptate. Nu te-ai aștepta ca Montaigne să-l citeze pe Copernic într-o discuție despre astronomie. Totuși, Copernic murise la 1540 și ceva. Montaigne scrie la 1580. Copernic știa despre el și știa, sigur că nu știa poate în detaliu, dar știa că e cineva și că merită luat în seamă. Vladi, ne fugărește timpul. Să fugim. Întrebarea mea ar fi următoarea. Din tot ce ai spus, totuși rezultă că Montaigne nu era ce se numește un filozof profesionist. Nu preda filozofie, nu a urmat neapărat cursuri de filozofie în ideea de a deveni la rândul lui un profesor de filozofie sau... Era, de fapt, în viața curentă un înalt funcționar care a cărui carieră a culminat cu devenind primar la Bordeaux, nu? Era un diplomat, era primit la Curtea Regilor Franței, rugat să facă mediere între catolici și protestanți. Să nu uităm că trăiește în cea mai cumplită, în cel mai cumplit secol francez cu războaiele religioase, cruzimi nemaipomenite. Da, deci era orice vrei, dar nu cred că el nu se considera filozof. Eseurile sunt scrise în două, trei etape, când se retrage câte un an, doi, trei, la sfârșit mai mult, la castel, când îl apucă meditația, nevoia de meditație. Deci sunt interludii. Scrierile eseurilor sunt interludii. Mi-e teamă că sunt mai mult decât interludii, în sensul că el n-a încetat nicio clipă să lucreze la eseurile astea. Bănuiesc, nu știu. Bănuiesc, aici, știți, datarea e destul de complicată, pentru că elemente de datare sunt puține. Ce e limpede... Meu, era în Consiliul Primăriei de la Bordeaux. Da. Stătea acolo și la un moment dat se plictisea și se ducea la castel să mai scrie un... Nu, la un moment dat s-a retras din toate funcțiile publice și s-a dedicat acestui proiect. Dar eu cred că el s-a dedicat acestui proiect și asta face în fond... Ce a venit, Vladi? Asta face în fond din el un filozof. El este un om care trăiește în lume și vrea să înțeleagă. Trăiește într-o lume de neînțeles. Este o lume de neînțeles, o lume, istoria, mai bine pe sleau zicând, în care toate decorurile au căzut. Asta funcționează de la Machiavelli până la Shakespeare. Nu mai trage nimeni sforile. Oamenii sunt singuri răspunzători de ceea ce fac și fac orori. Eu cred că el asta a încercat să înțeleagă. Și asta se vede, cartea întâi pe care a apărut, are foarte multe referințe la istorie. Ele se răresc, pentru că el are o evoluție totuși. În această, deci cu războaiele religioase, că despre ele vorbim, întrebarea lui era de ce se întâmplă așa ceva. Că providența divină nu poate comanda așa ceva. Cum e posibil să se întâmple așa ceva cu mâna omului, care este totuși făptură divină în felul lui? Și el este aici, se lasă pe mâna stoicilor lui mult iubiți. Adică devine el însuși un stoic și a fost toată viața de altfel. Deci ce înseamnă asta? Trebuie să spunem ce înseamnă asta. Un om care trăiește aceste evenimente, care pune omul sub un teasc, sub o presiune psihologică enormă, și care e obligat să găsească soluții de supraviețuire într-o lume ostilă. Exact. Așa cum Seneca trebuia să găsească soluții de supraviețuire sub Nero, un monstru. Exact, da. Montaigne trebuie să dea oamenilor într-o lume care a luat foc. O lume care a luat foc, care arde în permanență. Și cu toate astea, de unde e seninătatea meditațiilor lui, splendoarea, bucuria? Și din atitudinea, da, dar există și meditații sumbre acolo. El vede și partea sumbră. Problema lui este că vrea să înțeleagă și că răspunsul nu prea vine. Adică răspunsuri nu prea sunt răspunsuri care să spună de ce.
Și asta îl face să alunece, ca să zic așa, în scepticism. Nu, el cunoștea filozofii sceptici, cunoștea scepticismul așa cum era tratat de filozofii latini, dar acum merge către scepticismul grec. Eroul lui aici, că de eroi am vorbit, este Piron, scepticul absolut, scepticul care se îndoiește de toate. Numai că, evident, scepticismul nu este o soluție de viață. Nu poate fi, cred eu, și cred că și el, până la urmă, deși îl iubește și iubește spectacolul scepticilor, își dă seama că acest scepticism pune în cauză fundamentele cunoașterii. Nu mai e posibilă nicio cunoaștere. Rațiunea umană este făcută praf și pulbere prin atitudinea sceptică. Și aici este interesant de spus că Montaigne inaugurează această cercetare, ca să spunem așa, a cunoașterii, pornită dintr-o durere, din faptul că cunoașterea nu-i poate oferi ce așteaptă de la ea. Nu este cercetarea cunoașterii de astăzi, care este un fel de, da, știm ce spunem, despre filozofia științei în sensul ei foarte strâmt. Aș să nu mă alătur în tocmai punctului tău de vedere. Absolut. Și în clipa asta noi am picat pe o pantă în care începem să scoatem etichetele de la sticluțele din farmacie și să le lipim pe fruntea gânditorilor. Montaigne săracu. Montaigne, după mintea mea, bun, îi se pot găsi rădăcinile de acest tip. Evident că a avut perioadă stoică, sceptică, etc. Dar nu asta e Montaigne, după mintea mea. El este dincolo de aceste etichete. În clipa în care ții volumul pe care l-ai tradus în mână, Vladi, ceea ce te șochează este împletirea a două fire care n-au nicio legătură între ele. Pe de o parte sunt capitolele în care se discută marile noduri ale existenței umane. Prietenia, frica, moartea, raporturile dintre sexe, felul în care trebuie educat un prunc uman ca să-l faci om în lume, raportul cu celălalt care face parte din altă cultură decât a ta și care totuși este om, dar perspectiva ta împiedică să o înțelegi pe a lui, credința, religia, moartea. Astea sunt mari teme existențiale. Firul ăsta, care n-au legătură neapărat nici cu stoicismul, nici cu scepticismul, nici cu nimic. Au, dar el le topește atât de bine încât devin ale lui, devin modul lui de a respira în lume. Acest mod de a respira în lume nu mai are de a face cu nicio clasificare. Este Montaigne singur. El ca individ pe lume, respirând omenește în fața omenirii. Asta este nebunitor când citești cartea asta. Un om care o citește dincolo de formația noastră e mult mai liber și mai bucuros decât suntem noi care detectăm subsolurile. Da? Asta e bine. Odată vine această poveste. Respirația lui nu mai trebuie pusă în cutiuțe. Ea lui e un mare om care are de spus ceva din ce a înțeles și care are de spus ceva. Al doilea lucru înnebunitor este că firul ăsta al meditației pe marile noduri ale existenței umane este împletit cu am numit-o Marea Pălăvrăgeală. Să nu te superi, Vlad, dar tu ai tradus capitole din... Este Marea Pălăvrăgeală lui Montaigne. Este o artă a divagației. Este o artă a divagației care... Arta divagației. Deci nu există un mod... Da. Farmecul enorm al antididacticului din această carte, care e o carte de filozofie fără să fie una de filozofie, este că este scrisă după chef, după dispoziții. E împletirea esențialului cu ocazionalul. Asta îi dă bucuria la lectură.
Eu aș vrea să le spun celor care n-au deschis cartea asta, să o deschidă pentru că vor fi fericiți. Vor să citească Năzbâtii, să deschidă capitolul despre cai de luptă. Sunt acolo niște drăcine mai pomenite. Ce puteau să facă romanii călărind? Ce puteau să facă sciții călărind? Ce făceau francezii călărind? Până la urmă, mai țin minte, are un puseu de naționalism, spune că ca călărețul francez nu există. Da. Bun. Deci această splendidă împletire a esențialului cu ocazionalul a dat naștere unei opere care, cum spun, n-are model, n-are precedență. Trebuie spus aici că nu întâmplător îi plăcea Rabelais. El nu e enorm ca Rabelais. Deci nu are, cum să spun, enormitățile lui Rabelais, dar este un povestitor desăvârșit, face niște, cum să spun, creează niște scene de viață atât de vii cum e puțin, poate, Platon să mai fi făcut așa ceva. Da. Eu zic că, sigur, ne putem uita la Netflix, că la un moment dat obosim de-a lungul zilei și ne putem oferi o mică porție. Dar aș vrea să le spun celor care ne ascultă că nu există bucurie mai mare decât să pui mâna pe eseuri, să te uiți în sumar, care este, îți produce, cum îmi place să spun, o salivație intelectuală uriașă. Și ideal ar fi să citească la rând, dacă îl tentează un titlu. Absolut. Eu cred că așa. Care suntem. Atenție, să nu se ducă să citească despre somn, că nu dă soluții de dormit, ci dă soluții de cum faci să-i trezești din somn pe tipii care au în fața lor, când se culcă, a doua zi o zi cumplită. Bătălia vieții lor. În preajma unei mari bătălii. Da. Vine unul și îl scoală în ultima clipă, când tocmai se dăduse gongul de începerea bătăliei. Și zice, ei, Alexandru, scoală-te că a început bătălia. Cezar, ăștia care în fața marilor zilele vieților dormeau tun. Ba, chiar Cato cel tânăr, da. Înaintea sinuciderii a dormit neîntors. Da, exact. Aia este într-adevăr năucitoare. Și mai e ceva. Vine mohorâtul de Pascal și aruncă o vorbă extrem de stupidă, spunând despre Montaigne că a avut stupidul proiect de a se zugrăvi pe el. Aici, iarăși, este un lucru nemaipomenit. Istoria culturii lumii nu începe prin a pune în scenă personajul care scrie. De obicei, Homer, nu? Epopeile, tot ce este un spațiu narrativ în care autorul vorbește despre orice, dar nu despre el. De la momentul ăla, la momentul în care dintr-o dată, e drept o mai făcuse cineva înainte, și Seneca, și Marc Aureliu, și Platon prin intermediul lui Socrate, puneau în scenă personajul principal, devenea autorul. Și Montaigne spune, parcă răspunzând prostii pe care o va spune Pascal, nu există descriere asemănătoare în dificultate ca descrierea de sine. Și nici mai utilă. Vladi, măcar cu asta aș vrea să închem. De ce e important? De ce e important ca să apară pe lume egoproza în care autorul își vorbește despre el? Jurnalul. Aici trebuie spus ceva. Montaigne vorbește despre el nu uitându-se el într-o oglindă. El vorbește despre el vorbind de întreaga lume, de toți eroii lui pe care i-am pomenit. El se caută pe sine acolo, în Seneca, în Plutarh, în eroii lui Plutarh, mai precis. Și invers, dragul meu. Și invers. Poarta eului lui intră către toată omenirea. Exact. Și asta, deci el aici... Cred că asta n-a înțeles Pascal, al cărui apoftegmă, le moi est toujours haïssable, eul este întotdeauna demn de urât, e lucru de detestat, se referă la, ca să zic așa, la un eu liric fără lirism. Montaigne nu are un eu liric.
avânturile lui poetice, ca să spun așa, în eseuri, sunt aproape inexistente. El are, eu cel puțin l-am întâlnit, el are însă un eu frământat și înțelege să vorbească în numele acestui eu care suferă pe lume și suferă că nu înțelege lumea. Și cum Pascal, te implică pe toți? Pascal nu-i departe. Pascal nu-i departe. Dar el Vlad, avea... Vlad, da, dragă, dar cum se explică că vorbim despre cum suferă el în lume sau cum simte el în lume, ne face să trăim asta la oaltă cu el? Ăsta e miracolul marilor jurnale. Că autorul vorbește despre el și de fapt ne implică pe toți. Exact, păi da. Asta e măreția lui. Da, exact. Vrei să încheiem cu două, trei citate? Te rog frumos. Abă, sunt fericit. Pentru că se face ora. Da. Ai cumva citatul despre prietenie? Da, este aici. Spune, dacă vrei, în două cuvinte, povestea cu acea prietenie, da, despre care îl spune la un moment dat că apare odată la 300 de ani pe lume. Da. El e un capitol mare despre prietenie, celebru din cartea întâi, în care își povestește prietenia cu Etienne de la Boesie, care a murit foarte tânăr și căruia i-a purtat, ca să spunem așa, o dragoste veșnică. Adică i-a fost, nu l-a putut uita, la bătrânețe încă vorbea cu durere despre Etienne de la Boesie. Și acum o să citesc repede fragmentul ăsta. În prietenia despre care vorbesc eu, adică adevărata, sufletele se amestecă și se topesc unul într-altul atât de deplin, încât împletirea care le-a unit se șterge și dispare. Dacă aș fi silit să spun de ce-l iubeam, de ce-l iubeam, simt că n-aș putea o face decât răspunzând, fiindcă era el, fiindcă eram eu. Aici vreau să mai adaug două vorbe. Acest fragment se oprea în prima ediție și în a doua de altminteri a eseurilor. Dacă aș fi silit să spun de ce-l iubeam, simt că n-aș putea o face. Asta aici era punct. Pe marginea exemplarului din Bordeaux, în fine, exemplarului cu multiplele lui corecturi, apar restul de cuvinte. N-aș putea o face, deci, decât răspunzând, fiindcă era el, și pe urmă scris cu altă cerneală, pentru că i s-a părut că nu e suficient, fiindcă eram eu. Ideea fiind... Care e ideea? Ideea ce înseamnă fiindcă era el? Aici, da, ideea fiind că, cred, evident, ideea fiind că e chimia asta a iubirii, a prieteniei, rămâne de fapt de neînțeles. Ce înseamnă? Fiindcă el era un element chimic și eu eram acel element chimic cu care da, oxigen și carbon. Să scuzați vulgaritatea exemplului, dar despre asta e vorba, de fapt. Nu cred. Eram două elemente care se potriveau, sortite să se potrivească. Da, rămânând el și eu. Da, Vladi, arunc către cei care ne ascultă și cei care vor vrea să se joace cu noi în felul ăsta, să ia acest fragment, această propoziție pe care ai citit-o, care este din capitolul 27 despre prietenie, și în care prima propoziție se bate cap în cap cu ceea ce a adăugat în ediția a doua și a treia. Deci prima oară spunea: în ce constă marea prietenie a lumii? Când doi oameni ajung să iubească așa, atenție, să iubească ca doi oameni, dincolo, n-are nicio implicație erotică, sexuală. Nu, deși el nu se ferește să vorbească de erotismul grec. Da, dar nu cu plăcere. Nu, asta e adevărat, e cam mult să-i cerem așa ceva. Bun. În prietenia nu era, n-a apucat LGBT-ul, vina lui. Ah. În prietenia despre care vorbesc eu însă, atenție Vlad, sufletele se amestecă și se topesc unul în altul atât de deplin încât împletirea care le-a unit se șterge și dispare. Și pe urmă zice, dacă ar trebui să spun de ce iubeam,
fiindcă el era, fiindcă era el, fiindcă eram eu. Ar fi trebuit să spună, în concordanță cu propoziția dinainte, cu împletirea care unește și șterge până la indistinție, fiindcă el eram eu, fiindcă eu era el. El nu spune asta, dar dăm voie să-ți spun că ești prea filozof. Adică ceri consecuție perfectă. Nu se poate. Da. Dragul meu, nu știu dacă mai avem timp. În clipa asta s-a făcut exact o oră de când vorbim și nu știu dacă nu am obosit pe cei care ne ascultă. Am să spun, apropo de ce am subliniat tot timpul în discuția noastră, cuvântul bucurie cred că a apărut cel mai mult. Eu am citit de-a lungul vieții mele în filozofie cărți care mi-au produs o bucurie fără margini. Ultimele mele lecturi care mi-au dat plăceri fără nemaipomenite, și am uitat să o pomenesc pe doamna Viorica Mișcov între mari dăruitori ai culturii române, pentru că în clipa de față citesc în traducerea ei, acestei minunate doamne, pe de o parte recitesc a treia oară Ernst Junger, Jurnalele Pariziene, și Jung, Dinamica inconștientului. Ei bine, bucuria pe care ți-o dau lecturile deosebite pe care le descoperi de-a lungul vieții, ăsta a fost la emotivul, iar discuții noastre. Ori Montaigne spune el însuși că filozofia e asta. Și iată fragmentul, e din capitolul 25. E de mirare că lucrurile stau așa în veacul nostru, în speță că filozofia este, până și pentru oameni învățați, un nume găunos și amăgitor, care se arată a fi fără de niciun folos și niciun preț prin ideile și urmările sale. Eu cred, dimpotrivă, eu cred că despicarea firului de păr, dacă am avea timp o să discutăm despre cuvântul pe care îl spune în franceză, care e un neologism latinism, ergotism, o să vorbim, dacă mai e cazul. Eu cred că despicarea firului de păr în patru ar veni, a stăvilit accesul către ea, către filozofie. Marea greșeală se face zugrăvindu-le copiilor drept un lucru de neatins, posac, posomorât și crunt la înfățișare. Cine o filipitoare filozofii pe chip, masca asta palidă și hâdă, când pe lume nu e nimic mai vesel, auzi, Vladi, mai vesel decât filozofia, mai viu, mai voios și era, cât pe ce să spun, mai zburdalnic. Nu e, eu cred că nimeni n-a spus ceva mai frumos despre filozofie pe lume. A nu se confunda cu știința veselă a lui Nietzsche. N-are nicio legătură cu levora de filozofie. Da. Așa. Deci ne oprim aici. Da. Îți mulțumesc că ne-ai dăruit această bucurie. Îți mulțumesc personal că mi-ai dăruit-o, pentru că eu n-am stat cu Montaigne în secolul XVI în mână, cum n-ai stat nici tu multă vreme, nu? Și nu năzuiesc să descifrez ortografia secolului XVI francez. Dar de când ai pus pe lume cartea asta, am citit în două rânduri traducerea făcută de predecesoarea ta, dar mi-era foarte greu să traversez. Ori acum o citesc, iartă-mă, ca pe un roman polițist. Ca să spun așa, dacă mi-am dorit ceva, asta mi-am dorit. O poate okay. Fi citită ca un roman polițist. Mi-ai spus că s-ar putea să ai întrebări din regie? Nu știu, eu așteptam aici foarte cu minte, dar n-a venit nimic. Nu, dacă n-a venit... Înseamnă că nu sunt. Da, nu, atunci... Înseamnă că i-am convins pe toți. Da. Cum se face, și cu asta să încheiem, prefațatorul cărții? E francez, am preluat, ai preluat traducerea, da, ai preluat introducerea de la ultima ediție Montaigne. De la Lafon, da. E faimosul Michel Onfray, unul dintre filozofii vii
cei care fac parte din linia aia vibrată a filozofiei, e nebunit după Montaigne. Spune, Montaigne n-a visat niciodată că va avea această popularitate. Și spune o propoziție fundamentală, cartea lui avea să construiască Occidentul deconstruindu-l. Poți să dai un exemplu de ce a înțeles Michel Onfray? Folosește un termen tehnic de construcție în filozofie. E o tehnicalitate. Ce înseamnă că cartea lui ne-a construit lumea de azi deconstruindu-o? Un exemplu. Da. Nu știu. Relativismul cultural, capitolul cu despre canibali. Da, acolo suntem aproape de așa ceva, în sensul că Montaigne își propune să scrie despre o problemă din vremea lui, să nu uităm că în fond America fusese descoperită cu 70-80 de ani înainte de a începe el să scrie și că fluxul de informații era enorm. Ori pe acest fond Montaigne are o atitudine uluitor de modernă, uluitor de tolerantă față de acești oameni care sunt total diferiți într-un fel de noi. Și spune el, de unde știu eu că un sălbatic, că nu sunt eu mai sălbatic decât ceea ce numim sălbatici. Că eu văd că ei o duc foarte bine. În vreme ce noi o ducem rău. Acum, sigur că și ea de acolo o ducea rău, dar asta Montaigne nu știa prin prisma scrierilor care îi veneau. Și aici aș vrea să mai spun ceva despre acest capitol extraordinar din eseuri. Există un fragment din el care descrie viața idilică a sălbaticilor. Era de altfel un loc comun și a fost multă vreme. Pe care Shakespeare îl preia ad literam, în traducerea probabil a lui John Florio, care era un italian stabilit la Londra și care l-a tradus prima oară, este de fapt prima traducere integrală a lui Montaigne în 1603. Mai sunt și alte pasaje care apar în Montaigne și care se regăsesc în Shakespeare și nu numai. Dar ăsta este ad literam, adică așa cum nu mai știu în ce piesă se arată că din Plutarh a luat rând cu rând și a pus în versuri cât să meargă ritmul, cât să meargă... Aici este exact la fel. Deci este, n-avea cum să cadă peste același lucru. Este identic cu ce a spus Montaigne despre viața fericită a sălbaticilor. Deci... Da, a avut influență mai mare într-un fel asupra literaților, cel puțin la început, dar sigur a avut influență și asupra filozofilor. Descartes, oricât nu ne-ar place, într-un fel sau altul, răspunde la scepticismul dizolvant, într-un fel, pe care îl promova Pironian și încearcă să rezolve. Pascal la fel. La urma urmei, el atacă foarte tare deviza lui Montaigne, que sais-je. Cum adică? Da. Mă las să dau un exemplu în prelungirea poveștii cu deconstructivism. Da. A construit posteritatea Occidentului deconstruindu-l. În capitolul cu canibalii e de-a dreptul țăcănit, aș spune. Pentru că dă o explicație năucitoare a... Deci care e teza capitolului? Că noi trebuie să înțelegem diferențele culturale. Oamenii pot să aibă diferențe naturale, sexele, de pildă, dar, în principal, oamenii se înțeleg greu în clipa în care nu își înțeleg diferențele culturale. De pildă, modul de a înmormânta. Unii înmormântează arzând, alții îngropând, alții împăind și așa mai departe. Zice, nu trebuie să ne mirăm de triburile care își mănâncă la moarte părinții. Și știi ce explicație? Auzi, între pe tine. Îți aduce aminte ce explicație dă? În fond, pentru ei, faptul de a ingurgita un strămoș este un mod de a asigura un mormânt infinit mai curat decât punerea în pământ sau arderea.
Deci când ingurgitezi un prieten sau o rudă, îi asigur un mormânt mult mai cald și mai plăcut. Da, aici în volumul 2 există într-un capitol, dacă i-am propune să-l mormânte, dacă i-am propune unui european să-și mănânce părinții, ar sări în tavan. Dar în același timp, dacă i-am propune unuia care îl mănâncă să-l înmormânteze, ar fi absolut aceeași. Ar fi îngrozit. Da. Ne oprim, pentru că putem vorbi la nesfârșit. E infinit, nu? E toată viața acolo. Da. Îți mulțumesc tare mult și le mulțumesc celor care ne-or fi urmărit. Or fi fost câteva zeci de oameni, sper că au rămas cu ceva din vorbărea noastră. Să sperăm. Mersi tare mult, Vlad.